Bine, v-am regăsit la horoscopul de final de noiembrie și început de decembrie, început de iarnă. Bineînțeles, început de lună fiind, vă amintesc că nu sunt gata probabil când apare acest horoscop, dar urmează să apară toate horoscoapele lunii decembrie. Urmăriți-le și pe acestea. Astrodrama lunii decembrie este gata și este o săptămână interesantă. Imediat vom vorbi despre ea, dar nu înainte de a aduce urări tuturor românilor de pretutindeni. Vă urez la mulți ani oriunde v-ați afla, într-o astfel de săptămână specială, ce să mai vorbim. Avem și un Sfântul Andrei, de aceea Andrei, Andreea, Andra, nu știu, poate și Andrele își aniversează acum onomastica. Vă urez la mulți ani celor care purtați acest nume pe 30 noiembrie și, bineînțeles, pe 1 decembrie, români de pretutindeni, oriunde v-ați afla, vă urez la mulți ani. Chiar mi-ar plăcea jos în comentarii să-mi spuneți de pe unde sunteți, chiar e foarte interesant de pe unde mă urmăriți, din Noua Zeelandă până în Hawaii probabil. Sper să-mi trimiteți jos câte un mesaj, nu de urări sau altceva, ci doar salutări de acolo de unde sunteți. Și eu, de aici din România, vă salut și vă urez la mulți ani, că toți aveți România în inimă. Săptămâna aceasta avem câteva evenimente interesante. În primul rând, încă în luna noiembrie ne mai bucurăm de un aspect, și anume pe 29, mai multe aspecte, pe 29 noiembrie, chiar la limită, avem un trigon foarte bun dintre Marte din Scorpion și Neptun din Pești, un trigon care ameliorează, îndulcește, rezolvă o grămadă de lucruri, ne mai calmează un pic spiritele, pentru că doar Marte a mai rămas acolo Scorpion, după câtă nebunie de planete a fost. Iată, este ultimul trigon din partea lui Neptun de luna asta, au fost 3 trigoane de la Neptun, toată luna ne-a oferit așa, odată la 10 zile, ne mai dădea câte un dar de liniște, de pace, de armonie, ca asta face Neptun. Și iată, mai domolește un pic și pasiunea lui Marte de acolo din Scorpion. Deci foarte bun aspectul acesta. La cât de dificil a fost luna decembrie și cu siguranță cu toții ați resimțit-o foarte pasional, iată, se mai potolesc apele și începem să primim și aspecte foarte bune. Și am vorbit în horoscoapele lunii decembrie, în astrodrama lunii decembrie, că în sfârșit mai vin și niște aspecte benefice. Iată, unul dintre ele chiar astăzi, la grad exact, bineînțeles că se resimte de câteva zile și încă se mai resimte câteva zile după 29 noiembrie, dar e foarte bine venit după cât am urcat în forță, pieptiș, panta, datorită cuadraturilor și opozițiilor de acolo din Scorpion, mai vine și un astfel de trigon să ne mai tragem sufletul. Tot pe 29 noiembrie, săptămâna asta, avem parte de o conjuncție. Am vorbit foarte mult de această conjuncție, horoscopul lunii noiembrie, pentru cine nu l-a văzut poate să-l vadă acum pe ultima sută de metri, în care fac referire la această conjuncție foarte bună dintre Soare și Mercur acolo în Săgetător. Săptămâna trecută, deci la intrarea în săptămâna anterioară celei despre care vorbesc aici, Soarele a intrat în Săgetător, după care a venit și Mercur și iată, acum au și o întâlnire foarte frumoasă în care pun țara la cale pentru încă un an de zile de acum încolo, un aspect foarte bun, cu vești bune, cu întâlniri plăcute, cu decizii benefice, optimiste, un dram de bucurie, de entuziasm, numai bun pentru o perioadă de mini-vacanță, așa cum multă lume aveți. Cei de peste tot din lume, probabil că nu aveți zile libere de 1 decembrie, dar pe aici, prin România, să știți că avem și așa ceva. Tot Neptun, la granița dintre noiembrie și decembrie, tot Neptun oferă un aspect foarte bun cu Venus. Neptun din Pești, în sextil cu Venus în Capricorn, din nou liniște, pace. Deci perfect, un Marte în trigon cu Neptun, un Venus în sextil cu Neptun ne aduc în sfârșit o oază de liniște. Numai bine să terminăm luna noiembrie cu brio și să intrăm după aia într-o lună decembrie și ea foarte intensă. Nu am ieșit încă din perioada evenimentelor majore ale acestei săptămâni, continuăm, pentru că chiar pe 1 decembrie Neptun, care după multe luni de mers
retrograd, în sfârșit se oprește de retrogradare și încetul cu încetul își revine la mersul lui normal, direct. Dar iată, chiar de săptămâna asta pregătește două aspecte foarte bune, acel sextil cu Venus și trigon cu Marte, excelent, un astfel de moment, mai ales 1 decembrie sau după 1 decembrie, poate fi în sfârșit benefic cuplurilor. Venus și Marte sunt și ele într-o poziție foarte bună, formează sextil, Venus e în Capricorn, Marte este în Scorpion și undeva între ele intervine acest Neptun ca un împăciuitor, ca un factor de echilibru. Deci poate fi un moment foarte bun pentru împăcări între el și ea, între îndrăgostiți, între soț și soție, între sexe în general, care poate au mai avut ceva conflicte, dar nu zilele astea, pentru că este o bună înțelegere între Venus și Marte, sextil și între ele. Și se simte de câteva zile acest sextil, cam din a doua jumătate a lunii noiembrie, Venus și Marte au mers așa mână în mână la 60 de grade diferență, dar în bună armonie. Și iată, mai vine și acest Neptun numai bun să aducă pe el și pe ea la masa tratativelor, să fie din nou tandri, să fie din nou calzi, plăcuți, intimi, apropiați, poate se mai adună familiile acum de sărbătorile acestea de 1 decembrie, deci ceva se ameliorează în unele cupluri sau în unele relații între el și ea. Tot pe 1 decembrie, mare loc un sextil. Luna de decembrie este plină în sextile. Avem 8 sextile în total. Căutați toate aceste aspecte în astrodrama lunii decembrie. O să-l găsiți și pe acesta undeva atașat. Soarele din Săgetător formează un sextil cu Saturn din Vărsător. Foarte bun. Cred că este primul, da? Este primul după multă vreme. Pentru că anul trecut pe vremea asta Saturn abia se apropia de intrarea în Vărsător, deci nu avea cum să se mai formeze și acum un an, dar pe semne că s-o fi întâmplat acest sextil acum vreo 28 de ani. Deci este un moment rar care ne aduce un dram de maturitate, de înțelepciune, de claritate mentală. Vorbim despre principii, vorbim despre idealuri la care putem ajunge. Cariera ne preocupă foarte mult, viitorul profesional, unii simțim nevoia să facem niște schimbări, să ne eliberăm de ceea ce n-a funcționat în viața noastră. Deci poate fi un moment foarte bun să privim spre viitor cu încredere, cu maturitate, cu înțelepciune. Pe 3 decembrie, deci vorbim până pe 5, pe 3 decembrie luna are o primă conjuncție cu Marte. Zic o primă pentru că luna decembrie, luna se întâlnește de două ori cu Marte. O dată acum pe 3 decembrie și încă o dată chiar de Revelion, astfel încât intrăm în nou an 2022 cu Luna în conjuncție cu Marte, ceea ce ne dă energie din belșug. Atunci va fi în Săgetător, acum este în Scorpion, dar foarte puternic. Pe 3 decembrie, un moment bun să dăm drumul la motoare. E un fel de ca o lună nouă. Când o lună se întâlnește cu altă planetă, e ca și cum ar mai fi o lună nouă. Practic sunt 10 luni noi pe parcursul unei luni, pentru că se întâlnește cu toate planetele pe parcursul lunii. Luna are în total 11 conjuncții în luna decembrie. Prima este aceasta pe 3 decembrie cu Marte, care ne încarcă rezervoarele cu benzină și ne punem motoarele din nou la treabă. Un moment bun de orice inițiativă, orice noutate, orice schimbare, orice descătușare de forțe în care avem nevoie de un dram de curaj, de ambiție, de motivație. Nici nu se întâlnește luna bine cu Marte din Scorpion, că imediat pe 4 decembrie se întâlnește cu Soarele. De data asta nu se mai întâlnește Scorpion, că între timp trece în Săgetător și se întâlnește acolo cu Soarele în faza de lună nouă a acestei luni calendaristice. Este luna nouă din Săgetător, țineți minte 4 decembrie, și mai mult decât atât, tot atunci luna se va întâlni și cu Mercur. Ca atare avem o lună nouă foarte interesantă. O lună în conjuncție cu Soarele și iată în aceeași zi și cu Mercur și în aceeași zi din punctul diametral opus acest Mercur din Săgetător formează o opoziție cu Lilith. O să fie o lună nouă mai aparte, o să vorbim mult pe tema asta, n-are rost acum să prelungesc prezentarea, că vom vorbi atunci pe 4 decembrie foarte mult de luna nouă din Săgetător de pe 4, pe lângă faptul că este Lilith implicat, pe lângă faptul că vor fi, iată, trei planete, una lângă alta, Soarele, Luna și Mercur,
Este și eclipsă. Ultima eclipsă de soare de data asta pe axa săgetătorului. Și iată, își mai bagă coada și Lilith. Parcă nu era de ajuns că era un nod nord sau un nod sud, mai bine zis, implicat în această lună nouă cu eclipsă, ci mai este și al doilea element karmic, Lilith, în punctul diametral opus, ce drept un pic la câteva grade diferență, dar e pe acolo. Semn că este o zi cu conotații karmice profunde, ne răscolește. Cine consideră că a venit pe lume cu un bagaj karmic din alte vieți, atunci o să simțim cu toții bun, nu doar în acea zi. E un declanșator karmic acest moment. O eclipsă și este ultima eclipsă de pe axa săgetător-gemeni sau invers, gemeni-săgetător. Pentru că nodul nord încă este în gemeni, nodul sud încă este în săgetător și la sfârșitul lunii, spre sfârșit de lună, decembrie, iese această axă de pe această combinație și intră în zodiile imediat alăturate, adică Scorpion-Taur. Am vorbit despre asta și în Astrodramă și în fiecare horoscop al lunii decembrie, căutați-l și pe acesta că este un moment interesant. Deci atâtea elemente karmice implicate în eclipsa, mă rog, ziua de eclipsă, mai bine zis pe 4 decembrie, clar că răscolește ceva în noi, ne pune în fața unor întrebări existențiale. Multă lume o să se întrebe încotro, cine sunt eu, ce am eu de făcut, de ce, puncte, tot felul de întrebări din astea pe care le îndreptăm cumva către univers. Să înțelegem și noi ceva, că nu întâmplător este o lună nouă în săgetător. Una din acțiunile care îl reprezintă pe săgetător este înțelegerea, adică un dram de minte ni se trimite acum la această lună nouă cu eclipsă. Semn că ni se arată așa niște adevăruri, pentru că săgetătorul este o zodie a adevărului, a dreptății chiar. Vedem niște lucruri care poate erau acolo, dar nu le-am văzut, nu le-am acceptat. Poate e și un moment de asta de acceptare a unui adevăr atât de tranșant, cam pentru ultima dată ni se arată. Uite, ăsta este. Nici de data asta nu-l vezi. Că de aia trece discul lunii peste discul solar ca să ne atragă atenția, că altfel nu le-am vedea. Luna e acolo, soarele e acolo, dar anume una peste alta trec ca să ni se releve acea lumină clară. Sau hai să zicem, înainte de a vedea lumina, întâi vedem întunericul sau vedem umbra, mai bine zis, că nu o să fie o eclipsă totală, clar, o să fie o eclipsă parțială. Nu o să se vadă din România, dar există, se manifestă, se resimte. Și de aia trece un pic umbra peste soare să ne atragă atenția, parcă așa un clopoțel ne sună, alo, vezi, nici de data asta nu vezi adevărul, cât timp e ușor. Atunci când se schimbă lumina în cameră, știți cum e când sunt fluctuații de tensiune, doar când pâlpâie lumina, descoperim că este lumină în cameră. Asta facem acum, pâlpâie un pic lumina și vedem cu alți ochi realitatea, spațiul în care ne aflăm, adevărul. Este o singura lună nouă din săgetător de anul ăsta, ultima eclipsă din săgetător, care implică săgetătorul, mai bine zis, că peste 6 luni vor începe eclipsele pe axa Scorpion Taur, cu totul altă vibrație. Și aia karmică, e clar, dar și acum e vremea să recunoaștem niște lucruri pe care le-am camuflat, le-am cosmetizat, că asta a făcut foarte posibil nodul nord și mai este și un Lilith acolo în gemeni. Le-a ascuns în spatele unei măști care ne plăcea, da, uneori adevărul facem să pară mai frumos dându-i tot felul de floricele, dar care sunt false. Și asta face această ultimă eclipsă. Dă la o parte toate brizurile și vedem adevărul așa cum este, gol-goluț, dar trebuia să-l vedem odată și să luăm acțiune, să facem ceva pentru a repara ceea ce vedem, abia acum vedem. Și dacă tot vedem, ni se pune întrebarea, ok, ai văzut, ai recunoscut, ai înțeles, ce faci mai departe? De acum trebuie să vedem ce facem. Pentru că după aia, la sfârșitul anului, pe 23, mai bine zis,
intră nodul nord în Taur, care ne trimite la fapte. Hai bun, ai înțeles, ai luat niște decizii, ai acceptat niște adevăruri, acum fă ceva, pune mâna pe unelte și fă ceva. Și vom face probabil anul viitor. Ce se mai întâmplă săptămâna asta până pe 5? Clar, la eclipsă, apropo de eclipsă, nu trec mai departe înainte de a vă atrage atenția asupra acelui film separat pe care l-am postat mai de mult, l-am postat când a avut loc luna plină de acum 2 săptămâni și am vorbit atunci, se numește Mesaje de eclipsă, am vorbit atunci despre fiecare zodie în parte a primit câte un mesaj de eclipsă. De ce? Vă invit să căutați acest video, este valabil între cele două eclipse, dar clar se resimte toată luna practic. Căutați-l și pe acesta, în plus, pe lângă astrodrama de care v-am zis, căut și horoscopul zodiei voastre pentru luna decembrie, atunci când va apărea, foarte posibil sâmbătă, dacă vedeți acest video sâmbătă, nu sunt gata toate, dar dacă îl vedeți pe 1 decembrie, foarte posibil să fie toate sau măcar aproape toate horoscopele lunii decembrie postate, dar căutați și acest video, mesaje de eclipsă, pentru că ne îndeamnă cele două eclipse, că suntem între două eclipse, ne îndeamnă să schimbăm ceva la noi, să vindecăm, să reparăm și acolo pentru fiecare zodie în parte am oferit niște mesaje. Astea sunt deci evenimentele acestei săptămâni, foarte interesante, deci Neptun în mers direct, câteva sextile foarte bune, trei întâlniri ale lunii, una cu Marte, una cu Soarele și una cu Mercur pe parcursul săptămânii, o opoziție karmică, Lilith în opoziție cu Mercur și minunata lună nouă cu o eclipsă de milioane, eclipsă de Soare de data asta, care ne pune pe toți să ne gândim, să punem un dram de înțelepciune la treabă, să ne decidem soarta pe încă minim 6 luni de acum înainte. Din acest moment puteți să vă căutați jos în descriere capitolele, minutul și secunda de unde începe zodia care vă interesează, zodia natală sau zodia ascendentă și haideți să vedem cu ce vine săptămâna aceasta de sărbătoare. Dar înainte de orice, din nou la mulți ani români, de oriunde ați fi. Pentru voi berbeci, săptămâna aduce niște rezultate demne de toată lauda. Ajungeți la un nivel pentru care ați făcut eforturi susținute, luni de zile, ați tot muncit, 6 luni, poate tot anul, ați muncit pentru un punct, un moment pe care l-ați putea atinge în această săptămână. Toate conjuncțiile astea sunt aducătoare de evenimente, conjuncții însăgetător, ce să mai vorbim? Luna se întâlnește acolo cu Soarele, cu Mercur, Mercur cu Soarele, o combinație acolo foarte benefică de rezultate vă poate aduce roadele mult visate. O notă bună la un examen, o diplomă obținută, încheiați un ciclu pentru care ați făcut niște eforturi. Încheiați un ciclu, dar începeți altul, pentru că întotdeauna o lună nouă vă îndeamnă la o noutate, la o schimbare. Deci poate fi un fel de idee, o inspirație divină vine către voi, care vă duce la nivelul următor al creșterii voastre, al evoluției voastre, al progresului vostru într-un anumit plan. Ați atins un punct, bravo, culegeți rezultatul pentru nivelul atins, dar nu vă opriți aici, ambiția voastră crește, vedeți că puteți mai sus de atât, există ceva mai bun de atât. Și asta face luna nouă însăgetător și cu eclipsă, vă arată nivelul următor, ca la jocuri. Cred că ați văzut pe calculator, ajungeți la nivelul 100 și acolo ați primit o cheie, o parolă, o ceva, o scurtătură și care data viitoare când veți juca jocul, de acolo porniți, nu o luați de la capăt, nu o luați de la zero. Asta faceți acum, primiți un fel de parolă pentru nivelul următor, se deschide o ușă către nivelul următor. Unii ați terminat un nivel educațional, o școală, gradul 1, să zicem. Dar ziceți, da, dacă am făcut gradul 1, oare nu cumva pot și gradul 2? Și deja vă uitați ce se poate face dacă nu chiar începeți urcușul vostru către gradul 2, către nivelul 2, către
etajul 2, spuneți cum vreți, e ceva mai sus decât nivelul la care ați ajuns. Se poate mai bine de atât, ambițiile voastre cresc, idealurile voastre cresc, poate chiar primiți îndrumări, îndrumări însemnând ori exemple demne de urmat, sunt niște oameni în preajma voastră care vă arată, care au ajuns, de exemplu, acolo și puteți face ca ei, ori ei doar vă motivează, vă susțin, vă învață. Unii puteți întâlni acum mentori, profesori, colegi, colaboratori cu mai multă experiență care sunt acolo să vă susțină pe voi. Ei sunt acolo unde sunt, bravo lor, la nivelul net superior vouă, dar vă ajută și pe voi să urcați. Vă arată prin ceea ce fac ei că există ceva mai bun decât ceea ce ați obținut voi. Bun, posibil ceea ce începeți acum o lună nouă însăgetător vă deschide o cale de alte minim 6 luni de efort, de alt urcuș. Etapa următoare nu atingeți peste noapte nivelul acela. Alte luni de muncă, alte luni de studiu, alte luni de urcuș, încetul cu încetul, dar e urcuș. Asta e important, e evoluție, e creștere, e progres acolo. Și sunteți și foarte stimulat mental, ambiționat, motivat, poate și financiar pe aici, pe acolo. Parcă la capătul acestui urcuș e o... Nu e o chimeră ce vedeți acolo, e un zăhărel. Da, e un zăhărel, dar e un zăhărel pe care o să-l primiți. E ceva mult dorit de voi. Pentru unii o funcție, pentru unii un job, pentru unii o diplomă, pentru unii o poziție, pentru unii o stare de bine sau orice alt gen de rezultat demn, de încredere care vă stimulează să faceți tot ce vă stă în putere să ajungeți acolo. Atâta doar că vi se cere răbdare. Nu se ajunge peste noapte, e o recoltă care se clădește greu. Acum puneți o sămânță, da, asta faceți, puneți o sămânță într-un sol, dar sunteți convinși că solul ăsta e fertil și va da într-o zi recolta aia pe care o visați. Atâta doar că de acum încolo, după ce ați pus sămânța, trebuie să o întrețineți, să o udați, să o pliviți, să aveți grijă de ogorul ăsta până când o să-l vedeți la final că dă recoltă. Pentru Tauri este o săptămână foarte intensă, o emoție profundă ce simțiți voi acolo. Eclipsa asta la voi se... Eclipsa, conjuncție, ce nebunie este acolo însăgetător versus Gemeni, pentru voi este un tumult interior foarte puternic. Dar primiți niște sfaturi, idei, îndrumări în tot acest timp. Nu sunteți lăsat așa de izbeliște într-o săptămână atât de intensă. Aveți niște oameni alături dispuși să vă învețe din experiența lor. Dar vă iau așa cumva sub oblăduirea lor, sub protecția lor. Nu o să vă dea de gata niște rețete, niște rezultate. Vă iau așa precum bucătari, șefii bucătari, iau în preajma lor niște ajutori de bucătari. Lucrând alături de aceste persoane, net superioare vouă, voi furați meserie. Prindeți din zbor ce au aceștia să vă arate că ei nu țin doar pentru ei. Chiar vor să vă ajute, să vă arate, să vă îndrume, dar nu o să vă dea de-a gata experiența, n-au cum. De aceea de voi depinde cum furați meseria de la ei. Ei vă arată, vă dau din tainele lor sau poate nu vi le arată, cum spuneam, direct. Uite, aici trebuie să pui atâta sare. Dau un exemplu de bucătari. Dar vă uitați la el, îi prindeți meseria, șpilul, îl pândiți spre bine, bineînțeles, că vreți să fiți ca el, vreți să fiți la fel de bun. Prindeți drag de ceea ce fac acești oameni, dar văzându-i pe ei. Ei sunt model, demn de urmat, faceți ca ei, îi imitați, îi stați cu urechile pâlnie la ce au aceștia să vă învețe, că sunt profesori buni de viață. Pe un anumit plan al vieții. Învățați în plan conjugal, în plan financiar, în plan profesional, în orice plan. Omul ăla e acolo ca un fel de profesor, dar e un profesor care muncește cot la cot lângă voi, vă arată. Poate nici nu-i profesor, că profesorul e mai teoretician, e un meșter. Meșterul care lucrează lângă ucenic și arată, uite, așa se face. De-aia am dat ca exemplu
șeful bucătar cu un asistent de bucătar. Într-o zi, asistentul va fi ca șeful, dar trebuie să stea cu ochii pe maestru, cum face, ce, cum le învârte, să-i prindă talentul, să-i prindă secretele meseriei. E o chestiune de secrete acolo, într-adevăr. Nu să vă zică nimeni, uite, asta e șmecheria în povestea asta. Voi o să o simțiți și aveți suficient flair să stați cu ochii pe acest om și să prindeți de la el foarte multe sfaturi practice, văzându-l pe el cum face. Gemenii au ajuns într-un moment interesant, pentru că această eclipsă vă vizează. Mai este și acel Lilith la voi în zodie, mă rog, este o săptămână complicată pentru voi, gemenii. Lilith în opoziție cu Mercur, care cine este dacă nu guvernatorul vostru, Mercur și el implicat în niște combinații acolo astrale, lângă soare, lângă lună. Se întâmplă, soarele în conjuncție cu Mercur, voi sunteți în centrul atenției. Și Mercur unde este? În zodia diametral opusă vouă. Plus Lilith, plus nodul nord la voi în zodie, pe axa asta se întâmplă multe. Eclipsa vă vizează direct, eclipsa de acum închide seria de eclipse de pe axa gemen-săgetător. Deci hai să zicem că e un fel de recapitulare finală și examen final pentru voi. Încetul cu încetul se mai risipesc, încă nu de tot, mai aveți niște momente, de aceea vă invit să căutați în câteva zile, dacă nu chiar acum, horoscopul care vă vizează pentru luna decembrie, că sunteți trecut prin niște teste și câteva dintre teste, dar și note bune, puteți avea parte chiar în această săptămână. E momentul recapitulării. Vă scoate cineva la tablă, ia să văd ce ai învățat în ultimele 6 luni, în ultimul an, în ultimul an și jumătate, cam așa vă cheamă cineva la raport. Unii știți, bravo, nota 10, alții vă dați seama că ați cam chiulit pe aici pe acolo la unele lecții de viață. Și unii sunteți trimiși înapoi, corigență, du și repetă materia, că te mai ascult odată peste câteva zile, că mai urmează aspecte care vă vizează direct, mai sunt niște, ia să vedem când, ca să vă pregătesc din timp că urmează. Deci pe lângă această opoziție dintre Mercur, guvernatorul vostru și Lilith de pe 4 și săptămâna cealaltă intră o altă opoziție de la Lilith citire cu Soarele pe 7, deci mai sunteți chemat la reexaminare pe 7 și cred că o să mai aveți câteva pe parcursul, da, mai este una pe 17, când și nodul nord din zodia voastră va mai avea niște evenimente și totul va culmina cu luna plină din gemeni de pe 19, deci vedeți, aveți niște examene de dat, pe 4, pe 7, pe 19, tot într-o examinare o să mergeți. Dar poate de aia vi se, cei care, cum spuneam, nu ieșiți bine la prima examinare, sunteți trimiși acasă să mai învățați odată. Nu vi se dă nota proastă din start. Nu sunteți trimiși acasă, ci du-te și mai refă odată. E, și când zic lucrul ăsta, e momentul ăla în care faceți un fel de bilanț retrospectiv, ce am făcut eu în ultimele atâtea luni, așa cum am zis, 6 luni, un an jumate, și vă dați seama că unele lucruri puteau fi făcute mai bine, unele lucruri, vă dați seama abia acum, de ce nu le-am făcut eu acum un an, că puteam să le fac acum un an, băi, ce prost am fost că nu le-am făcut atunci. Unii își dau seama că au pierdut timp. Câte lucruri puteau fi făcute în acest an și jumătate de când trece nodul nord pe la voi prin zodie? La asta mă refer. Pentru unii examenul a devenit și mai dur de câteva luni încoace de când a intrat și Lilith. Lilith, lângă nodul nord, două elemente karmice la voi în zodie au îngreunat balanța sau au îngreunat materia. Că până atunci învățați și ar învățați. Când a venit și Lilith, v-ați dat seama că e treabă serioasă și acum simțiți că e momentul ăla culminant. Lilith mai stă un pic și până la anul, prin primăvară va ieși de aici. Dar nodul nord în luna asta vă părăsește. De aia zic că e momentul în care trebuie să arătați ce ați învățat.
recapitulare de materie, treceți în revistă tot felul de evenimente din trecutul vostru, din ce s-a întâmplat în ultimele câteva luni, așa parcă vă trece un film prin fața ochilor. Vă dați seama, uite aici am greșit, uite aici se putea face și mai bine, uite aici ce prost am fost că puteam să evit situația asta. E o recapitulare pe care o faceți și care vă aduce un dram de înțelegere, de maturitate. Luați niște decizii, vă desprindeți de ceva din trecut, pentru că Lilith vorbește și de defecte, vicii, slăbiciuni, puncte sensibile și de asta, iată, toate aspectele astea care o să vizeze și pe Lilith, nu numai pe nodul nord de la voi din zodie, sunt un fel de clopoțel care vă sună, alo, vezi că ai problema asta, fă ceva să o rezolvi, fă ceva să o repari, dă-ți examenul ăla pe care nu l-ai dat, duci și caută-ți un serviciu mai bun decât cel pe care îl ai acum, implică-te într-o relație, deci vi se cer lucruri serioase pe care le-ați cam eschivat, v-ați cam fofilat în ultima vreme. Unii v-ați implicat și bravo vouă, pe când alții, ai las că am tot timpul. Un dram de imaturitate pe aici pe acolo pentru unii, de superficialitate, de dualitate, de șmecherie. Unii au avut și astfel de atitudini, dar acum vi se arată. Uite, vezi, aici puteai să fii mai serios, să tratezi lucrurile așa cum trebuie și ai luat notă mică sau, hai, o notă de trecere. Vă cam dați examenele, restanțele la examenele pe care nu le-ați luat înainte, sunteți trimiși la studiu din nou până data viitoare, când sunteți din nou chemați la tablă, dar simțiți că scăpați de niște poveri de pe suflet. Au fost poveri toate aceste lucruri. V-ați dat seama că sunt acolo, da, le-ați pus sub preș, las că nu există, v-ați jucat un pic cu niște treburi, da, se pare că nu e de joacă și pe semne unii s-ar putea să aveți sentimentul ăla ciudat dacă ați trecut prin niște examene, v-ați dus la cursul, să zicem, v-ați dus sau poate nici nu v-ați dus și v-ați trezit că examenul e poimâine. Și totuși trebuie să-l dați. Și începe să vă căutați cursurile, să vă apucați de învățat. E, cum să îngrași porcul în ajun? Cam ăsta e sentimentul. Dintr-o dată vă dați seama că voi ați făcut atâtea sarcini de pe lista voastră de sarcini, dar mai aveați atâta. E, când să le faceți? În câteva zile? Vă dați peste cap, vă reorganizați tot programul să recuperați handicapul. Că unii vă dați seama că ați făcut prea puțin când trebuia să o faceți din timp sau la timp. Abia acum unii prețuiți cu adevărat valoarea timpului, greutatea timpului, că l-ați cam risipit pe aici pe acolo, că puteați să-l valorificați la timp, așa cum trebuia, și acum nu intrați în panica asta fantastică să nu știți pe unde să vă mai scoateți cămașa. Racii sunt super ocupați săptămâna asta, super ocupați, nu vă vedeți capul de câtă treabă aveți, dar la cât de multe activități aveți acolo, în casa muncii, casa muncii însemnând orice activitate de care trebuie să vă ocupați, de la treburile de acasă mărunte până la cele mai importante de la serviciu, sunt prea multe, s-au aglomerat prea multe, luna nouă acolo, sarcini peste sarcini, program arhi-încărcat, program mai mult decât normal, deci nu lucrați 8 ore, lucrați 10, deci foarte multe se așează pe umerii voștri, care clar că cer o reorganizare un pic a programului de lucru. Vă dați seama că e prea mult, este peste puterile voastre, sunteți copleșiți de atâta activitate. Și acolo, și acolo, și acolo, și acasă, și la serviciu, și în familie, și peste tot trebuie să lucrați, probabil, pe mai multe fronturi simultan. Unii poate chiar aveți mai multe joburi simultan și nu mai știți cum să vă eliberați de atâtea poveri. Unii sunt abia la începutul unei sarcini noi, unui job nou, unei funcții noi și ca la tot ce e la început, pare mai greu decât oricând. Sunteți extenuat, greșiți, ceea ce faceți e un fel de practică, știți cum este, cel care iese de pe băncile școlii, întâi intră într-o perioadă de stagiu, de practică, ca să prindă experiență, asta faceți voi acum, un fel de intrare în câmpul muncii, pe un anumit plan al vieții, care poate fi oriunde, în familie, acasă,
ceva, preluați niște funcții noi în plus față de cele de care vă ocupați și normal ca tot ce e la început mai există riscul să și greșiți, să fiți neatent, să dați cu bățul în baltă. Se poate, pentru că sunteți abia la început. E o viziune nouă asupra muncii voastre. Probabil încercați altceva decât înainte, altă metodă, alt program de lucru, altă meserie, alt rol, altă funcție. Deci e altceva decât făceați înainte și sunteți așa ușor timid, ușor timorat, ușor nesigur că abia căpătați experiența respectivă. Poate e un job nou, poate e un rol nou la jobul deja existent sau oriunde, dar e un pic peste puterile voastre deocamdată, până căpătați un pic de... până vă rodați un pic, până vă adaptați la nou stil de muncă, dar până vă adaptați, aveți momente în care simțiți că e peste puterile voastre, dar vă ajută. Vă ajută toate aceste planete, grămadă, acolo, într-un sector al muncii, o să vă dea chef de muncă, pentru că, să zicem, acum sunteți la început și abia căpătați experiență, dar când veți depăși perioada asta de simplu practicant, veți fi de top. Ca orice nou ucenic într-un anumit domeniu, e foarte greu. Simțiți că vă copleșește, vă mai ceartă șeful, vă mai ceartă clientul. Posibil să și apară niște erori pe aici pe acolo. Dar abia acum înțelegeți și voi cam cu ce se mănâncă rolul ăsta pe care îl jucați. Și poate fi orice fel de rol, nu musai de serviciu. Rol de părinte, rol de mamă, rol de soție, rol de ceva. Abia acum faceți primii pași, normal că până vă obișnuiți un pic cu rutina de zi cu zi, cu programul, cu drumul până acolo, cu naveta, cu cine știe ce trebuie să învățați din mers, întâi pare extraordinar de stresant. E un stres acolo. Poate nici nu dormiți nopțile, poate sunteți foarte obosit, dar totodată sunteți și foarte motivat. Vă place, pe semne că vă place acest nou rol. Începeți să prindeți experiență și aveți convingerea că din acest moment încolo, probabil de la luna nouă sau poate chiar și de la întâlnirea dintre Soare și Mercur de acolo, deci cam toată săptămâna aveți parte de conjuncție aici în casa muncii, simțiți că toate astea sunt cărămizi la priceputul de mâine, specialistul de mâine, profesionistul de mâine. Investiție în viitorul vostru. Mai puneți câte un etaj la o construcție care veți fi voi peste ceva vreme. Pentru lei este o săptămână extraordinar de bună, de real succes, foarte multe lucruri pot să-și arate roadele. La voi, luna nouă, eclipsa, conjuncția dintre Soare și Mercur, toate nebuniile de acolo, toate conjuncțiile lunii sunt într-un sector al plăcerii vieții, casa voastră, casa leului, casa iubirii, casa norocului, casa șanselor, spuneți-i cum vreți. Deci s-ar putea să fie o săptămână cu reușite pe bandă rulantă. Și normal că lucrul ăsta vă motivează, vă stimulează, vă bucură. Primiți daruri de la destin, bineînțeles, daruri ale vieții. Voi sunteți printre cei mai bine susținuți. Ego-ul vostru crește, sunteți mândru, vă lăudați. Dar există și un pic reversul medaliei. Vă, cum să spun, ca să nu supăr pe nimeni, vă îmbolnăviți de ego, de prea bine. Bun, nu o luați acum la modul negativ, dar pentru unii succesul poate să le ia mințile. Vedetele și pierd mințile. Succesul vă face să vă credeți infailibil, invincibil și așa mai departe. Ei, nu trebuie să luați că dacă ceva merge perfect într-o anumită perioadă, tot așa o să o țineți. Nu-i musai. Acum da, sunteți pe val, dar nu vă culcați pe laurii victoriei, nu vă bateți cu pumnul în piept, vai cât de bine vă merge acum, vă merge bine pentru că există acest risc. Prea binele, să vă învățați cu binele, știți cum este. Nu te învăța cu binele că nici nu știi când nu-l mai ai. Bucurați-vă! E gustul dulce, dar un pic amăgitor al reușitei, al succesului, al victoriei, al unor realizări pe care le aveți pe un anumit plan al vieții. Normal că vă simțiți bine, dar pentru unii poate fi un drog binele, norocul, fericirea.
Și când n-o să mai fie, vă dați seama că depindeați de drogul ăsta. Da, pentru unii, binele de acum devine o ceață pe ochi, pe minte. Nu vă aruncați așa în valurile succesului, crezând că așa o să o țineți mult și bine. Bucurați-vă, clar, meritați toate aceste roade minunate, dar gândiți-vă că oricând, după un suiș, vine și un coborâș, acum sunteți pe val, dar mâine ați putea fi sub val, sau mă rog, peste o vreme. De exemplu, la eclipsa de peste 6 luni, acum eclipsa vă arată viața în forma aia ei, minunată, frumoasă, extraordinară, dar poate fi și amăgitoare, poate fi iluzorie, poate fi că de ce e eclipsă? Ceva nu se arată, ceva nu se vede deocamdată și o să o vedeți după aia. Sau poate succesul are un preț de plătit. Întotdeauna, ca și vedetele, wow, au ajuns pe culmile succesului, da, viață personală zero, dar alte planuri ale vieții lor sunt dezastruoase, pentru că au succes de plin pe un alt numit plan. Deci extraordinar momentul din anumite puncte de vedere, noroc cu carul, dar există și acel revers al medaliei. Sau să nu vă ia ochii succesul de acum și să nu vedeți ceva ce poate se ascunde dincolo de aparențe. Că de ce este o eclipsă? Ceva nu se vede, dar într-o zi se va vedea. Pentru fecioare, este un moment de clarificare a unei situații care era acolo de multă vreme, dar nu o vedeați. Trebuia să aibă loc această eclipsă, toate nebuniile alea cu Mercur aici, Mercur în opoziție cu Lilith, Mercur în conjuncție cu Soarele, Mercur în conjuncție cu Luna, Mercur guvernatorul vostru. Trebuiau să aibă loc toate aceste întâlniri sau relații, interacțiuni planetare ca voi să vedeți realitatea, așa cum era ea. Și în momentul când o să o vedeți și o să o înțelegeți, parcă se deblochează tot. Până acum era o perdea peste o anumită situație, o perdea, o nebuloasă, o ceață, o pătură. Ei, dați deoparte pătura asta și vedeți ce este acolo. Și abia cu aveți revelația asta adevărului. Aha, e momentul ăla de aha, de am înțeles, așa stăteau lucrurile și nu le vedeam sau nu vroiam să le văd. Și bine faceți, e iluminare acolo, e bucurie, aveți motive reale de bucurie. Wow, ce bine că am înțeles odată pentru totdeauna cum stăteau lucrurile. Era de mult acolo, pentru că această eclipsă la voi are loc într-un sector al trecutului, într-un fel, al bagajului pe care îl duceți deja după voi. Exista adevărul ăsta bine ascuns undeva în beci și abia acum intrați în beciul ăla. Și când descoperiți ce e acolo, ziceți, opa, stai, am aici niște treburi nerezolvate, niște datorii neachitate, niște sarcini neîndeplinite, niște adevăruri neacceptate, niște treburi nereparate. Le-ați dus acolo, în beci, asta că stau acolo. Dacă stăteau în beci, nu înseamnă că nu existau, doar nu le vedeați, era întuneric. Dar acum v-ați hotărât, gata, mă duc și iau tot balastul ăsta aruncat acolo, amintiri, regrete, resentimente, treburi pe care multă vreme n-ați vrut să le acceptați că există, există. Le vedeți, le scoateți de la naftalină și începeți să vă ocupați de ele. Relații care trebuie reparate, adevăruri care trebuie recunoscute, amintiri care trebuie șterse. Cine știe ce lucruri pe care le-ați ascuns în spatele unei măști, false, bineînțeles, dar pe care abia acum o vedeți. Inclusiv acest Mercur în opoziție cu Lilith vă arată un adevăr cât casa era acolo. Poate ceva legat de profesie, poate ceva legat de familie, poate ceva legat de trecut, poate ceva legat de orice, că e vorba de Mercur, guvernatorul vostru. Și abia acum vă uitați în oglindă, într-o oglindă, și oglinda asta până acum era aburită. Și doar credeați că vedeți ceva în oglinda aia. Ei, acum ați șters oglinda și abia acum vedeți și ziceți, opa, asta aveam, uite ce problemă aveam eu acolo și trebuie să mă ocup de ea.
o luați de guler această problemă, după ce ați șters oglinda și vedeți adevărul, sau aprindeți lumina în beci, cum s-ar zice, și începeți să treceți la fapte și faceți mari reparații, recapitularea trecutului, o trecere în revistă, vă dați seama că aici e o fisură, aici e o problemă, aici e o altă problemă, le puneți cap la cap și începeți încetul cu încetul să le remediați. E adevărul cât casa. Nu mai puteți să vă mințiți, să vă amăgiți sau să mințiți pe alții. Că pe undeva poate și voi jucați un rol. Totul e bine, totul e minunat, când nu era. Vă cade sau cad măștile, masca voastră, masca altuia și vedeți atât de clar o realitate încât numai prin simplu fapt că aveți acest sentiment de aha, voi deja ați trecut la nivelul următor care înseamnă vindecare. Pentru balanță este un moment interesant pentru că la voi intuiția funcționează de minune în perioada asta. Aveți de acolo parcă o voce interioară care vă transmite niște îndrumări sau poate niște mesaje, mai degrabă mesaje, pe care dacă le puneți în practică într-un fel sau altul, le folosiți, puteți rezolva cu brio niște probleme. Sfaturi, îndrumări, idei, inspirație, cunoștințe, informații, vești, spuneți-i cum vreți, vin mesaje peste mesaje sub diverse forme. De aia s-ar putea să nu vină un paragraf, vezi că trebuie să faci cu tare, nu vine o frază către voi care o puteți pune în aplicare. Tot felul de simboluri, metafore, că de ce este eclipsa? Eclipsa lucrează cu chestii care vă pun mintea la treabă. Eventual vedeți și filmul meu cu mesaje de eclipsă, că poate și acolo primiți un răspuns. De undeva, o melodie pe care o auziți la radio, un cuvânt scris pe ecran, ceva care vă trece prin fața ochilor pe Facebook. Deci tot felul de mesaje vin către voi, dar mesajele astea sunt motivaționale. Fă cu tare, vă spune acel mesaj, simbol, metaforă, ce-o fi, povești de viață. Vedeți un film, dar un film din ăla iluminator, care vă dă vouă un răspuns existențial. Oameni care vă apar în calea voastră cu niște roluri cheie. Vă arată ce aveți de făcut, vă dau acești oameni niște rezultate la eforturile voastre, niște informații, niște resurse, instrumente. Simțiți așa că viața e generoasă cu voi prin tot ce vine către voi sub formă de informație pe diverse căi. Inclusiv în vis, pot apărea în vis, în rugăciune, în meditație. Și toate aceste informații sunt răspuns la întrebări pe care le-ați trimis voi către Univers de mult. Ați mai întrebat Universul. În ultimul an și jumătate tot v-ați uitat așa în sus și a zis: Doamne, de ce cu tare? De ce nu cu tare? Când o să? Tot felul de întrebări de astea ați discutat cu cineva din cer despre asta și acum vin răspunsurile. Ia uite, dar repet, nu vin scrise negru pe alb, fă cu tare că așa e bine. Vin tot felul de semne, semnale, avertismente, alarme, alerte, sclipici, artificii, coincidențe, sincronicități, vise, cuvinte aruncate, fraze prinse din zbor. Cam așa vin roadele cererilor voastre, rugăciunilor voastre într-un fel sau altul. Stați cu urechile și cu ochii foarte bine deschise, și ochii și urechile, ca să primiți aceste daruri. Vor fi foarte bune. Sunt rezultate mult visate. Vi se relevă, da, vi se relevă secrete din acelea existențiale. Poate pe un anumit plan al vieții spuneați: nu înțeleg de ce cu tare lucru. Primiți un răspuns: de ce cu tare lucru? Și îl înțelegeți și îl vedeți cu alți ochi, că de ce este o eclipsă? Se dă umbră la o parte și ziceți: uite, asta era și n-am văzut. Și vi s-a mai arătat, nu e prima dată când vi se arată, dar pe semne că unii nici data trecută n-ați văzut o realitate. Acum o vedeți, o acceptați și o puneți la treabă în beneficiu vostru.
Scorpioni au o atitudine ușor comodă. În această săptămână voi s-ar putea să vă bucurați realmente de zilele astea libere, să vă luați undeva o vacanță, să plecați pe undeva, foarte posibil. Sunteți îndemnat chiar să vă bucurați de viață, realmente. Să vă distrați, să vă încărcați bateriile, să cheltuiți. Deci lucruri de plăcere, faceți lucruri, tot ce faceți de plăcere, pentru plăcerea voastră. Călătoriile sunt de plăcere, cheltuielile sunt de plăcere, mâncați ceva bun, beți ceva bun, dormiți cât cuprinde. O stare vagă de fugă de griji și de activitate, încât unii s-ar putea să vă considere ușor comod, narcisist, egoist, trage stare pe turta voastră, dar meritați, de ce nu? Ați muncit ca să vă bucurați de o zi, două de relaș. Alții s-ar putea să primiți niște daruri frumoase de la viață. Eclipsa, toate nebunile alea din Săgetător, toate conjuncțiile astea de care vorbeam, sunt într-un plan al vieții generos pentru voi. Rezultate concrete. Și de aia vă văd așa într-o aliură de om mulțumit cu ce are, ca și cum aveți tava plină de bunătăți și voi doar trebuie să vă înfruptați în ele. Am și de alea, am și de alea, am și iubire, am și bani, am și relații, am și mâncare, am și... Aveți masa plină și voi doar trebuie să ziceți, uite, vreau aia, vreau aia. Da, poate fi o perioadă cu dorințe împlinite. Vedeți cum s-au împlinit dorințele voastre în ultimele 6 luni, 12 luni, un an jumătate. Eforturile depuse au dat roade și acum vă bucurați de aceste roade materiale, financiare, sentiment de împlinire, sentiment de fericire, sentiment de bucurie, de stare de bine, bună stare sau stare de bine, spuneți-i cum vreți. Și cine vă vede acum spune despre voi, bravo, ce bine o duci, ce bine te simți. Da, dați impresia unui om lipsit de griji, într-un anumit plan al vieții, bun, nu există om lipsit de griji din toate punctele de vedere, dar pe un anumit plan al vieții vi s-au împlinit niște dorințe și acum, ca un boier, vă bucurați de gustul dulce al stării de bine. Și asta vă inspiră vouă momentul potrivit că vă puteți permite o vacanță, un cadou, un bonus pentru voi, o evadare undeva. Pe principiul ăla, de ce am muncit eu atâtea luni ca să plătesc datorii? Nu, mă duc și îmi permit mie ceva. O vacanță, o haină, o masă bună la restaurant. Nu știu, niște... un pic de răsfăț vă permiteți și la urma urmei de ce nu. Voi săgetătorii clar sunteți în centrul atenției acestei săptămâni, lună nouă la voi în zodie cu eclipsă, întâlnirea dintre Soare și Mercur la voi în zodie, întâlnirea dintre Mercur și Luna la voi în zodie, deci e activitate acolo. Mercur de la voi în zodie în opoziție cu Lilith, sunt multe care vă vizează pe voi. De aceea săptămâna are, e ca o balanță pentru voi această săptămână. Ceva foarte bun într-un taler, ceva mai puțin bun în alt taler. Și așa, și așa. Ca atare, săptămâna e pe echilibru. Câte lucruri bune primiți într-o parte, tot cam pe atâtea lucruri mai puțin plăcute primiți în cealaltă parte. Dar pe semne că a venit și un moment al vieții voastre și este ultima eclipsă din seria ultimului an și jumătate, gata, de acum vreo 18 ani, nu o să mai aveți acest gen de eclipse, o să mai fie peste 9 ani, dar taman pe dos, cu nodul nord la voi în zodie și cu nodul sud în gemeni, acum este invers. Dar pentru voi simțiți că această ultimă eclipsă și singura lună nouă din an va aduce un fel de analiză, poate retroactivă, retrospectivă, spuneți-i cum vreți, treceți în revistă ceva timp, ultimele 6 luni, ultimul an din viața voastră, ca să faceți această cântărire, că nu întâmplător am dat exemplu cu balanța. Viața voastră este o balanță în această săptămână. Și ca să și vă dați seama în această eclipsă, că eclipsa ce face decât trece o umbră peste soare,
și vedeți lucrurile altfel după ce trece eclipsa, vedeți și mesajul de eclipsă pentru voi, pentru toată lumea de altfel, mesajul de eclipsă este foarte important și pentru voi se potrivește de minune cu ceea ce spun acum. E momentul ăla de analiză la rece, la final, a rezultatelor unor eforturi pe care le-ați făcut, a unor schimbări pe care le-ați decis în ultima vreme. E vremea bilanțului unei perioade mai lungi din viața voastră, când ori voi, ori însuși universul, destinul, spuneți-i cum vreți, judecata divină, vă pune în balanță faptele. Și rezultatele acestei analize sunt acele lucruri bune pe un taler și lucruri mai puțin bune pe un taler, pe alt taler. Cineva mai presus de voi vă cheamă un pic la raport, la judecată. Nu o luați ca pe ceva dezastruos, că nu este. Dar vă cam simțiți un pic scos la tablă, să arătați ce ați făcut. Unde ați greșit, sunteți notat cu o notă mai proastă, cu un calificativ mai slab. Unde ați făcut ceea ce trebuie, sunteți favorizat, sunteți răsplătit și asta se întâmplă în această săptămână. O trecere în revistă a cine știe câtei perioade, cât de lungă perioada în care faptele voastre sunt luate așa la bani mărunți. Asta e bine, asta e rău, asta e bine, asta e rău și se face listă. Dar nu doar că primiți niște calificative, mai ales că mai este și acea opoziție dintre Mercur și Lilith, plus eclipsa, bineînțeles, vi se dă ocazia, după ce se face așa lista de lucruri bune, lucruri rele, nota bună, nota, e ca la școală, când se face media generală, undeva niște note sunt proaste. Și vi se spune, într-un fel sau altul, metaforic, bineînțeles, ceea ce zic eu acum, că uite, lucrurile astea minunate, bravo, mergi mai departe cu ele, dar uite, aici ai niște puncte lipsă, niște note mici. Aici n-ai învățat lecția asta așa de bine. Unii n-ați învățat lecția răbdării, unii n-ați învățat lecția toleranței, unii n-ați învățat lecția iubirii. Niște lecții pe undeva v-ați fofilat și nu v-au ieșit așa de bine treburile acolo. Și vi se oferă șansa, nu să le reparați, să le puteți șterge, aceste note proaste, printr-o plată. Nu răsplată, plată. Plătiți cumva punctul ăla lipsă de pe tabel, aveți un tribut, o taxă de plătit. Există momente în viață când totul se plătește. Deci o greșeală comisă cândva o puteți plăti altfel, dintr-un alt punct de vedere. Greu de spus ce fel de plată este, dar legea compensației funcționează. Ai greșit acolo, fă ceva în partea asta la altă ca să-ți plătești datoria. Prețul de plătit merită plătit. Pentru că plătind prețul ăla, voi vă ștergeți nota mică din alt plan al vieții. Toată lumea a și uitat că ați greșit acolo. Aveți ocazia de repara punctele alea sensibile, fragile, neîmplinirile, insuccesele, spuneți-le cum vreți. Ceea ce iese la calcul că n-ați făcut bine, cum spuneam, lecția aia n-ați învățat-o cum trebuie, faceți ceva în altă parte și vă achitați. Sunteți iertat, vi se șterge nota din catalog. Nici n-a existat. Sau poate plata pe care trebuie să o plătiți este renunțarea la ceea ce a generat problema respectivă. Nu știu, un exemplu. Un viciu. Trebuie să renunțați la un viciu. Vi se spune, uite, ai greșit în momentul ăla pentru că n-ai făcut ce trebuie acolo, te-ai lăsat furat de o ispită, te-ai lăsat furat de orgoliu, ți s-au întunecat mințile, deci undeva ați greșit și vi se spune vrei să îți ștergi nota asta proastă din catalog, se rezolvă, dar renunță la slăbiciunea aia ta, la defectul, viciul, obiceiul,
ceea ce a generat eroarea și merită. E ca atunci când vă duceți la medic și medicul vă zice, bun, fumezi de 20 de ani și vii la mine cu boala de plămâni, renunță la fumat. E doar un exemplu, nu asta spun. Dar vă dați seama că boala aia de plămâni s-a instalat pentru că voi ați fumat 20 de ani. Și medicul vă spune, vrei să respiri aer proaspăt de mâine? La revedere cu țigările. Asta trebuie să faceți acum, să renunțați la un defect, un viciu, un punct slab de pe lista voastră care a generat notele alea proaste, mediile alea proaste și totul se echilibrează schimbând raportul de forțe. Nu mai fac lucrul ăla, fac altul bun în schimb și așa mi se iartă toate păcatele. Capricornii au o stare de oboseală, de stres, pentru că toată aglomerația asta de planete pentru voi este într-o zonă emoțională, psihică, cu multă, o furtună interioară foarte puternică. Parcă vi s-au adunat foarte multe pe cap și pe lângă o agendă deja încărcată, vă mai treziți și cu altele, în plus, pe lângă. Lucru care vă obligă cumva să cereți ajutor și să eliminați din viața voastră niște factori de stres. Sentimentul vostru este că sunteți tras într-o direcție și nu-i puteți rezista. Și când zic tras într-o direcție, e prea mult. Prea multă muncă, prea multă oboseală, prea multe cheltuieli, prea mult. Ceva e prea mult și voi sunteți unul. Poate aveți prea multe treburi la serviciu, poate prea multe sarcini simultan de adus în spate, poate prea multe cheltuieli simultan de achitat. Asta e sentimentul. Wow! Nu vă mai vedeți capul. Valul ăla care vă trage, firul ăla care vă trage, e peste puterile voastre. Voi unul singur și dincolo parcă e o ceată de câini care vă trag de diverse fire. Un fir încolo, un fir încolo, un fir încolo și voi trebuie să le trageți pe toate, să le rezistați, mai bine zis, la toate. Prea mult, clar. De aceea s-ar putea fiecare zi din această săptămână să fie o luptă cu eliminarea acestor factori de stres. Scap de una, scap de alta, mai scap de o datorie, mai scap de o sarcină, mai scap de un stres și scăpați de mare parte din ele. Clar că nu o să le eliminați pe toate, mai rămân încă multe tensiuni, dar le vedeți. Eclipsa aceasta vă arată prea mult sau prea plin sau prea greu din viața voastră. Uite, aici e prea mult, băiete, spune cineva. Și trebuie să faceți ceva cu acest prea mult. Poate aveți prea multe îndatoriri la serviciu și de undeva trebuie să începeți să vă eliberați de ele. Sau prea multe treburi nerezolvate. Și asta e foarte posibil. Le-ați tot amânat. Las cam timp. Și a cam venit momentul. Termenul scadent și nu mai știți cum să vă descurcați. Asta e sentimentul de cum să fac față, asta o să fie întrebarea existențială pentru voi în această săptămână, cum să fac față la firul ăsta sau ce firul ăsta, mănunchiul ăsta de fire care mă trag în atâtea direcții. E, păi, atâtea fire conectate la voi și copilul și soacra și mama și unchiul și toți trag de voi. Voi trebuie să le tăiați unul câte unul. Bun, cum puteți? Îi mai amânați, vă îndepliniți misiunea, îi trimiteți la plimbare, deci de voi depinde să vă desprindeți toate aceste cordoane de voi. Există, ba chiar, da, uite, luna nouă pentru voi poate fi un moment bun de detașare de astfel de corzi. Căutați pe internet, există meditații, sau mă rog, îndrumări legate de felul cum se pot detașa corzile energetice. Există meditație cu Arhanghelul Mihail și Arhanghelul Rafael, vă ajută să vă detașați de toate firele astea pe care alții le-au trimis către voi. Voi sunteți, metaforii vorbind, o balenă și cei care, vânătorii de balene au trimis 100 de harpoane în biata balenă și vă zbateți și încercați să vă eliberați.
din atâtea harpoane, clar că e prea greu să vă eliberați. Ăsta e sentimentul vostru. Wow, sunt captiv în atâtea ștechere care s-au conectat la mine. Toată lumea vrea de la voi ceva. Fiecare își trage seva din voi. Greu să-i faceți față. Și asta face eclipsa. Wow, de undeva trebuie să încep. Să elimin câte una, câte una, câte una. Ori să vă deconectați voi, deci aceste meditații de detașare, de rupere, de stringuri energetice sau eterice sau cordoane energetice. Spuneți-le cum vreți că există tot felul de denumiri pentru toate canalele astea de energie care le-au trimis diverși către voi și se alimentează acești oameni din aura voastră sau trag de voi sau vă supra-solicită sau vă extenuează, dar de voi depinde să vă deconectați sau să-i deconectați pe ei. Ia, ștecherul ăsta afară, ștecherul ăsta afară, tu dispari din viața mea, tu nu mai ai ce căuta, cu tine nu mai am nicio treabă, deci de voi depinde să vă faceți curățenie, vindecare, purificare, eliberare de toate aceste fire pe care le duceți după voi și deja v-au depășit puterile. Pentru vărsători, această eclipsă și tot ce se întâmplă acolo în săgetător are rol de mini-judecată. Dar o judecată amicală, bună, blândă. Ca atunci când vă cheamă părintele, dar e un părinte bun, vă cheamă mama sau tata la raport, vă mângâie pe crește tata, așa, și vă întreabă, de ce ai făcut puiile boacăna asta așa de mare? Pe un anumit plan al vieții ați făcut o greșeală. Se putea și mai bine de atât. De ce ai luat puiile doar 7 la teza la matematică? Că tu știi că ești de 9-50. Și vă duceți așa un pic cu capul plecat la judecătorul blând din fața voastră, dar el vă vrea binele. El vă vrea binele în sensul că vă atrage atenția că aveți această mică abatere de la ceea ce știți voi să faceți, că de-aia vă ceartă într-un fel, că știe că puteți mai bine de atât, dar anume vă atrage atenția ca să vă motiveze să schimbați metoda. Și nu vă pedepsește nimeni, nu vă trage nimeni de urechi, dar e o judecată necesară, pentru că doar auzindu-l pe el cu atâta blândețe, cu atâta înțelegere, cu atâta toleranță, că vă înțelege, da, mame, înțeleg că n-ai putut să te concentrezi, să zicem, a fost pandemie, n-ai învățat, ce zic eu acum este metaforic, părintele care vă ceartă, înțelege că au fost niște factori care nu v-au ajutat să luați nota maximă sau atât cât meritați, atât cât puteți voi, că vă știe că puteți de mai bine de atât. Dar vă ajută să conștientizați lipsurile, că n-ați dat tot ce trebuie, și conștientizarea înseamnă că vă arată că pe undeva voi v-ați complăcut într-o situație defavorabilă vouă, deși nu vă reprezintă. Ceva gen copilul care n-a învățat, vezi, mamă, dacă ai stat prea mult pe Facebook, în timpul ăsta puteai să înveți și tu la matematică și luai 9-50 așa cum poți. Uite, ai luat 6. Nu vă ceartă, nu vă zice, gata, de mâine nu mai ai acces la internet. Nu trece la pedepse, nu trece la repercusiuni, ci doar așa vă bate un pic obrazul. Vezi, mămică, că puteai. Și asta vă motivează. Blândețea, înțelegerea, toleranța cu care vă tratează acest judecător, asta vă deschide vouă ochii. E inspirațional discursul său. Dacă ar fi aspru, dacă ar fi dur, reacția voastră ar fi dură, la fel, de ripostă. Deci nici nu vreau să te aud. Gata, trântiți ușa. Nu, dar blândețea cu care vă mângâie pe crește și vă înțelege că ați greșit pe undeva, că se putea și mai bine, asta vă motivează pe voi și spuneți, a, știu, pot mai mult, așa este,
Părintele meu are dreptate, că puteam să fac de 9.50 la teza asta la matematică. Și m-am delăsat și am chiulit și nu mi-am văzut de treabă și am luat 6. Nu mă reprezintă 6-le ăsta. Și momentul ăla este de iluminare, de decizie, de trezire la realitate ca să schimbați metoda, să eliminați din viața voastră punctul ăla slab care v-a dus la nota aia proastă, la teză. Vă dați singur seama, măi, dacă nu stăteam pe Facebook, așa cum mi-a zis mama, eu făceam lucrul ăla. Ce zic, este metaforic, nu o luați că asta spun, că vă lăsați de Facebook sau ceva de genul, sau că ați luat notă proastă la teză. Nu asta este, dar undeva vă dați seama că dacă n-ați fi făcut lucrul ăla, voi erați mult mai departe și aveați un succes bine meritat, dar n-ați făcut-o, v-ați delăsat, v-ați complăcut, v-ați culcat pe ureche și renunțați la slăbiciunea aia, la viciul ăla, la obiceiul ăla prost, renunțați la el, gata, îl lăsați în urmă și data viitoare, când va veți da din nou o teză, n-o să mai luați 6. Poate nici 9.50 n-o să luați, dar va fi clar o creștere, va fi un progres, tocmai pentru că cineva vă trage un pic de ureche, dar vă trage cu drăgălășenie, cu umor, cu prietenie, cu bunătate, că veți reacționa dur dacă critica va fi violentă. Și am ajuns și la pești, care au o săptămână obositoare. Sunteți un pic strâns cu ușa, aveți un sentiment de stres. Stresul timpului pentru voi este. Nu vă mai ajunge timpul. E prea mult ce aveți de făcut și prea puțin timp la dispoziție. Sentimentul ăsta de grabă, de viteză, de termene limită, de prins ca într-o menghină, o să vă urmărească cam toată săptămâna. E peste puterile voastre să-i faceți față. Vin din urmă sarcini nerezolvate și taman acum vin, grămadă. Mai sunt și câteva zile libere pe undeva, pe semne că stând 2 zile acasă, știți cum este, că atunci când plecați în concediu, ce bine a fost, și când vă întoarceți din concediu, vedeți teancul de sarcini care vă așteaptă. Și din liniștea din concediu, intrați direct în stres cât cuprinde. 3 zile libere, dau exemplu, 3 zile libere pentru unii, o să însemne alte 3 zile cu muncă peste program, încât voi trebuie să vă organizați foarte bine agenda. Poate pe undeva sunteți tentați să vă lăsați așa dus de pauză, de mini-vacanța de 1 decembrie, de las cam tot timpul. Nu! Nu lăsați zilele astea să treacă ca și cum ați avea resurse nelimitate. Că va veni un moment în care o să fiți prins în capcana acestei grabe. Și atunci o să vă dați peste cap și nu o să vă mai ajungă timp. Ca în metafora cu broasca testoasă și cu iepurile. Iepurile văzând broasca testoasă că înaintează încet și a permis să piardă vremea fumând o țigară pe margine. Și între timp, testoasa și-a văzut de drum și a atins ținta, când celălalt, știind că e cel mai bun la viteză, la grabă, a lălăit-o. Ăsta e sentimentul vostru de parcă nu respectați greutatea timpului, trecerea timpului, îl devalorizați, îi ziceți, am timp berechet, las că nu mă împinge nimic de la spate. E doar o iluzie că vă va împinge la un moment dat de la spate. Vin din urmă niște sarcini, poveri, datorii pe care tot așa le-ați amânat. Las cam tot timpul. Nu mai aveți timp. Începe o lună nouă, este ultima lună din an. Intrați pe pilot automat, așa pe repede înainte, să rezolvați tot ce n-ați făcut luni de zile. Pentru unii vin acum din urmă treburi date pe margine în ultimele luni multe. Unii vă treziți acum cu treburi nerezolvate de acum un an, de acum 6 luni, de la celelalte eclipse. Și deodată, bineînțeles, că sunteți super stresați și super într-un disconfort total, că nu vă mai ajunge timp, nu vă mai
8 ore din zi de lucru nu sunt suficiente și mai luați și lucrați și acasă, mai stați și în weekend, mai stați 10 ore, dându-vă seama că ați risipit bunătate de resurse. E, și când zic bunătate de resurse, poate nu e vorba doar de timp, ați risipit energie, ați risipit bani, ați risipit informații, care ce bine era dacă le puneați la treabă atunci când erau din belșug. Acum s-a diminuat resursa respectivă, e mult mai săracă, voi sunteți foarte stresați și asta vă obosește peste măsură, încât începeți ultima lună din an, o lună interesantă pentru voi, căutați-vă și horoscopul lunii pentru voi, începeți luna obosit. E bioritmul jos, e bateria descărcată și de aia nici randamentul nu e prea grozav. Și trebuie să vă reconfigurați probabil toată agenda. Asta este săptămâna de trecere în luna decembrie. Stați cu ochii pe horoscoapele lunii decembrie. La mulți ani, România! La mulți ani, Andrei și Andreea! Și să aveți o săptămână și o eclipsă de soare liniștită!